Așa, da, dragi doar din nou la stupină. Acum pe Nicolatul vacanță și este Cosmin lângă mine. Te salut, Cosmin, și bine ai venit la Stupina Profului Online. La lecții, când ne întâlneam Cosmine, din când în când, așa mai vorbeam eu câte ceva despre apicultură, despre faptul că am o invenție în acest domeniu și că fac niște lucruri interesante. Acum, cu ochii tăi, ești aici prezent și cu ochii tăi vezi exact ce am făcut eu aici. Nu pricep tu prea multe lucruri, să spun cea dreaptă, da? Dar aici despre ce este vorba. Este vorba de o nouă tehnologie apicol, un nou model de stup, iar caturile, dragilor, voi știți, le-am pus în duminica aceea când au venit americanii, nu știu, pe 4, când au venit americanii, în sfârșit, îmi scap acum. Oricum, e duminica așa și luni de-a trebuit să fug la mare. Așa că vreau acum să deschidem un stup. Iată cum arată, caturile astea sunt nefolosite. Deci nu le-am folosit, dragilor, pentru că eu am mers pe caturi 3 seturi, n-aveam caturi puse, n-aveam foițe. Am pus repede niște foi pe acolo, pe așa, și le-am dat drumul. Și a zis, băie, ce-or faci, ce-or faci. Iată ce-au făcut. Au făcut tot așa un lucru foarte interesant. Deci au crescut foițele, vă spuneam eu în lecții, în tot ce vă dădeam, vă spuneam să avem grijă să facem 3-4 foi, punem nu știu ce, să intercalăm dacă avem. Eu am pus numai foi și le-am lăsat în legea lor, că nu mai aveam ce face, eram grăbit, eram așa. Uitați că aproape complet căpăcit. O să vedem în continuare cum arată. Are numai colțul ăsta de căpăcit, încolo totul e căpăcit. Ce înseamnă căpăcit, Cosmini? La fiecare celulă au pus câte un căpăcel de ceară, da? Pune un strat, un antibiotic, un strat de propolie și, pe urmă, căpăcelul de ceară. Și noi, acum trebuie să facem următoarea chestiune. Vezi, mă arunci camera dacă te înțapă. Te înțapă și taci. Nu zici nimic. Acum dăm albina jos ca să recoltăm rama asta, da? Așa facem, asta este toată lucrarea care facem acolo. Sunt niște rame, o minune, frumusețe. Așa, dragilor, puteți avea și voi, dacă vă uitați, urmăriți filmele mele, așa cum au plecat foarte mulți pe noua tehnologie, puteți face și voi. Aici n-am mai pus umeraș, pentru că la descăpăcitul mecanic se poate să bagi rama, ai scos-o între cuțite și totul este perfect. Eu am șansa asta că fac toată activitatea cu mașina lângă mine. Nu știu ce m-aș fi făcut fără să am posibilitatea asta, n-aș fi făcut-o. Este foarte, foarte greu. Când lucram la vagoane, mă descurcam într-un fel, că aveam camera de extras acolo lângă mine, dar aici acum lucrurile sunt complicate. Extragem numai catul, dragilor, nu mai pătrundem jos, că e o urgență mare să termin catul și, pe urmă, nu poți mișca catul ăsta încărcat cu miere și să-l pui deoparte. N-ai cum. Deci asta este. Am epuizat ramele. Eu am avut numai caturi 3 sferturi. De fapt, filmulețele mele arată chestia asta. Abia acum am început la caturi de jumătate. Și... Ce? Ți-a venit o albinuță? S-a apropiat de mine. S-a apropiat de noi, și camera. E complicat. Nu te înțepa, nu știi nimic, nu? Despre albine. Încă nu mă înțepa. Nu te înțepa, trebuie să te înțepe. Dar spun, doare, dar suferi și taci. Nu spui nimic, că se înregistrează acolo. Te faci deodată pafta. Pe nepoțica mea a înțepat o albinuță. Stai un pic mai departe dacă vrei așa și faci eventual zoom. Da. Da? A înțepat o albinuță și atât a spus. Au, m-a înțepat! Dar mă gândeam că face ură de tot, dar nu a făcut. Pot suporta de asta. Așa. Deci, vă spuneam, am lucrat numai la caturi 3 sferturi. Mi-au rupt mâinile caturile acelea. Erau de 3 kg jumătate, 4, ții într-o mână, te chinui. Astea sunt mai ușurele, mai plăcute parcă la lucru. Eu n-am mai lucrat de mult cu jumătăți. Nu știu dacă am lucrat cu jumătăți. Am avut la vagoane numai caturi 3 sferturi. Da. Acolo, vezi, e un corp, în partea de jos, Cosmine, unde sunt 12 rame. Acolo nu pot pătrunde decât după și scot pe astea, ca să dau deoparte. Deci
E complicat așa și să vedem, avem și acolo miere, trebuie să extragem și de acolo. Ce să spun, eu mă concentrasem mai în anii de urmă pe ceea ce înseamnă creșterea familiilor de albine, vindeam și mai puțin pe producție. Dar anul ăsta s-o produs, am și producție. Asta e peste calcul. Da. Uitați din nou căpăcite ramele. Într-o proporție foarte bună. O miere excepțională. Asta e semnul că e maturată când e căpăcită. Da. Tu poți să rămâi aici pe stup cu camera ca să nu ți le arătăm de răpânăturile astea, că le știu oamenii. Nu sunt curioși. Da. Deci sunt 9 rame în cat. Am pus un cat când am plecat atunci, unul peste altul, l-am spart. Sunt curios ce s-o fi întâmplat acolo. Abia aștept să ajungem și la ăla și să le arătăm. Era aproape plină asta deasupra și l-am ridicat când am putut, am băgat unul între ele, le-am făcut un spațiu gol și le-am spus, bă, sărășii, ce faceți? S-au plecat cu micul mare la treabă, știi cum? Să văd acum ce-au făcut. Așa am crezut eu. Dar să văd dacă ele au reacționat așa cum le-am provocat. Asta vreau să remarc că numai din foi puse. N-am avut crescute, dragilor, da? Și totul s-a petrecut în săptămâna aceea când am fost la mare. Da, să vedem. Mai se întâmplă când e spațiu. Rămâne așa, mai crește și pe margine, nu numai pe foiță, mai fac și figuri de astea, cum am făcut acolo, da. Oricum, foi foarte, foarte frumoase. Adică rame frumos crescute, bine ancorate. E o plăcere. Așa. Avem 3 cosmini. N-am pus 2 caturi, că n-am avut. Și nici n-am avut eu, că eu am plecat, asta e. Iar când am venit, era toată treaba rezolvată. Acum, iată, e săptămâna a doua când încercăm să recoltăm. Multă treabă, doar 2 mâini și acele unde o lipsit o săptămână, 8 zile. Este așa supărate, să vezi cum plâng la Cosmini, mai după amiază așa, plâng acolo și dau seama că le-am furat miere și zic, bă, a venit ursul la miere și ne-a furat. Necăzite, dar n-am ce să-i fac, eu am muncit tot anul ca să ajung la momentul ăsta, pe ce cred ele, cum, altfel. Da, dragilor, deci, din celulă, în centrifugă, la voi acasă. De masă, da? Cei care vă doresc pot să facă comandă și pot le pot onora comanda. Da, iată Cosmini. Asta înseamnă că e căpăcită peste tot, vezi? Peste tot. Aici a fost o bucăță griceară și s-a desfăcut. Dar colțul să rămâne să se căpăcite și se încheia complet. Da? Deci super, super. Ora.
Acum, în urmă, ce crezi că facem, Cosmin? Pentru albinuțele astea, ca să nu fie ele triste, o să le punem rame pe care le-am dat deja la încet de fugă. Doar o umplem, catul, că... Acum s-a cam terminat activitatea, ne pregătim pentru toamnă, pentru... Deci aici, stațional, nu mai avem culeri. După trei, un pic de fără soară, câteva bucăți la oameni și cam gata. Așa, și acum să punem noi repede câteva rame, ca să nu le lăsăm suspendat. Astea au fost date la centrifugă și la, cum le punem ca ele să le curățe, să tragă, să le așeze ramele. Nu-s bucuroase deloc că le-am luat rezerva. Acum nu-ți dau ele seama pe moment, dar când vor realiza o să fie o mare pescătă a plor, dar ce-ți fac? Pentru asta muncește un apicultor, să ajung la momentul ăsta. Toți apicultorii spuneam, lasă mierea să maturizeze așa, pentru că nu doresc să muncească la descăpășit. Unu. Și doi, e mai mult miere. Când, mai multă miere pentru că are o concentrație mare de apă. De aceea e mai mult. Și final ce zi, asta și treaba mea. Însă o mieră de asta altă, care e maturată, bine așezată, așa, ani de-a rândul ține. Când au plecat copiii în stat în 2001, am mai povestit, le-am dat 250 sau 300 grame, nu știu mai țin minte, de miere. Au posibilitatea să ducă compania Microsoft, le-au oferit posibilitatea să ducă un pachet la, până la 3 tone. Cam asta. Hai să mergem la masă. La revedere, dragilor!